Salut și bine ați venit la episodul de Ansumetru Mega Game. Sunt Aurel și uite că urmează. Continuăm să facem habarul, terminăm ce am început episodul trecut și după aceea vom face ceva ce ne place, dar ne aduce foarte mulți bani. Ca de obicei, vindem purcei. Bun, până una alta, hai să continuăm. Am făcut eu între timp, în afara filmării, am făcut rost de scândură ca să nu mai vă plictisesc eu cu gaterul. Îmi dă voi aici, trebuie să intru pe interior. Așa, tati. Ia, hop, o dată aici. Am mai văzut ceva ou, ceva laptic, am făcut ceva cu lăbănuți, am mai adunat și niște, am adus niște mâncare pentru păsări și ferma noastră merge în continuare foarte, foarte bine. Adică stăm pe bine, nu avem cine știe prea mulți bani, dar știți și voi că dacă vindem și anume purcei, facem 1000 de euro imediat. 2 secunde să vedem dacă ajungem să punem aici. Aici am pus. Asta că mai era în partea asta. O să ne rămână ceva scândură, cred că am luat cam multă. Va trebui să dau jos pentru că cu asta vom căra, știți și voi, cu asta cărăm purcei. De ce? Pentru că încape și anume în hambar. O să încerc să vând doar 2 și vedem după aceea pe ceilalți. O să vă arăt ce s-a întâmplat și cu cotețul de... Ia. Op. Mamă, mamă, mamă. E mai mare acum. Mai mare, dată, din ce în ce mai mare. Așa arată cotețul de păsări, da? Deja avem 4 puișori. Acolo avem deja un coș cu câteva ouă care la rândul lor vor face pui. Aici avem deja ceva lăptic strâns. Deocamdată nu-l vindem. Ia, închidem ușa să nu iasă pe afară animăluțele. Vai de capul meu ce din ce în ce mai lung este. Sunt curios acum dacă și anume... Ia să punem asta așa aici. Ceva de genul. Dacă mai putem să... Nu, mai gata. Asta e maximul. Mă gândeam că mă duc cu el, vă spuneam s-a trecut, mă duc cu el până la magazin. Dar, din păcate, nu mai. Asta este maximul. Oricum, este suficient. Ia, să punem aici. Hâț, hâț, hâț. Să punem scândura asta, să crede că să... Cine știe, poate la următorul update sau ceva, mai putem construi cu scândura asta. Dacă nu, putem să o vindem. Dar undeva la 2 dolari bucata nu prea ne... coafează pe noi. O lăsăm acolo că nu se știe când de mai trebuie. Da? Bun, avem dita mai hambarul, deci hambarul de două, opa, scuze. De 2 ori l-am lungit, de 2 ori am făcut upgrade și acum avem de făcut interior ceva celule, dar stăm cu bănăuțul, nu stăm nici rău, dar nici bine, avem undeva la 300 de dolari, asta înseamnă că suntem și anume pe plus. Vreau să văd dacă pleacă de aici văcuțele, pentru că sunt sigur, dacă deschid poarta, ele vor zbughi afară. De ce stați voi aici? De ce mă necăjiți? Că vă treabă eu. Uite. Uite ești. Văcuțarea ce ești tu. Da, tu, că tu care faci gălăgie. Hai, dă-te la o parte acolo, pentru că trebuie să vin cu mașinuța. Hop, 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 hop. Ce ați fi zbugit-o voi? Nu vă știu eu pe voi. Da, vă spuneam eu că dacă băgăm aici în celule, nu prea mai ies porci afară. Deci nu putem să mai scăpăm, să-i scoatem, dar îi putem băga direct în mașină. Sunt curios dacă a mai apărut în coș pui. N-au mai apărut. Avem 4 puișori. Inițial mă gândeam că n-ajung el la troacele, dar ajung. Uite că, uite, de exemplu, la e de ieri. Ia să ne uităm. Aveau full și la apă și la mâncare. Da, sper să nu aibă vreo surpriză, dar nu cred că... Da, ia să vedem câte mai putem construi. Încă două celule mai putem construi. Deci avem total 6. Cred eu că voi face 2 cu păsări și încă 2 cu porci. Adică vom avea 2, 4, 6, 8 porci și 2 de păsări. Vă spuneam eu că e mai simplă treaba așa, pentru că punem acolo refill la... Facem acolo refill frumos la mâncare și scăpăm de chestia cu caratul mâncare. O să rămână și cu cotețe de afară, pentru că alea să mă ajută foarte mult la, cum îi spune, la... Ia să mă las să spun așa, tati. Mă ajută foarte mult la adunat ouă lor. Da? Ia. Așa, tati. Se pare mie sau mai mititei purcei acum, parcă era mai mare de trecut. Nu știu, vedem. Ha? Bucălații, bucălații, și când spun bucălații mă refer la posteriorul lor. Ia.
Locuță, să nu ieși afară după noi, că noi avem treabă. Opa. Opa. Ce poartă n-a țântat. Știam că faci vreo. Păi, acum sper să nu închidă la magazin până ajungem noi cu ei, pentru că avem o grămadă de nevoie de bănuți, pentru că vreau să strângem bani pentru dubă. Spuneam eu că duba bagă undeva la 4, cum îi spune, la 4 animale în ea, deci 4 porci și 4 vaci. Mă gândesc să v-am spus cum să umplu celulele alea, v-am spus, opa. Păi dacă mă roagă, nu pot să... Este așa, tăi așa. N-am mai vânat de mult. N-am mai vânat de mult și ne-am gluanțe pe țeavă. Vechea mea problemă la acest joculete? Faptul că, și anume, nu am... Este. Te-ai ascuns? Așa, tati. Păi ce... Deci am o grămadă de bani, dar tot... N-am mai vânat de mult, așa că era timpul să-mi aduc aminte. O să las carne aici, la marginea drumului, și mă întorc după aia. Nu e problemă. Nu știu dacă pot să o pun în lângă porcii mei acolo, că săracii stau înghesuiți. Dar las aici. Da? Las aici, că nu e problemă. Sper să mă lase la magazin, că să nu închidă. Ne luăm un pic de reper. Zice, este lângă stânca asta. Da, nu-i problemă, că o vedem. Da, mergem cu porcușorii la tăiere. La tăiere și la împușcare. Băi, sper eu să scăpăm de problema asta. Poate face vreun update ceva, vreun chestie, vreun abator sau vă treaba asta, sau că este destul de, neapărat că brutală, dar este și destul de complicată treaba, pentru că trebuie să adunăm o grămadă de carne după ce executăm pe bieții porci. Uite cum stau ei, cum este, că nu știu ce așteaptă. Dar puțin mai în spate, ca să fie carnea cât mai... Ia celebru pistol. Pe primul l-am executat și pe al doilea m-am băcat. Păstrăm așa. E cam clipit toată treaba. Hop. Aute carne. Așa, tati. Mamă, când văd atâta carne. Poftiți, doamnă, bună ziua, doamna, bună ziua. A venit cu materialul. Pregătiți un pic toată treaba. Ia, fii atent că am găsit o șmecherie. Ia. Iete ce idee mi-a venit. Iete ce idee mi-a venit. Bă, stai aici. Este așa. Ia uite, mă, ce ușor putem să facem noi. Băi, toate invențiile din lumea asta au apărut din greșeală. Deci inclusiv, uite cum am pus de carne aici frumos, mai repede. Ia stau aici, ia. Hai să și cărăm interior. Băi, așa. Hai că mai e simplă treaba așa, dar avem treabă. Este ora 4 și jumătate. Trebuie să ajungem și acasă să mugem și văcuțele. Trebuie să ne mai luăm și doi porcușori. Trebuie să adunăm și ouă. Avem o grămadă de treabă. Vă spuneam eu că acum treaba la joc s-a complicat. Nu mai este așa de simplă. Dacă înainte trăgeam de timp să facem una alta, acum chiar nu ne mai plictisim. O grămadă de treabă și încă n-am făcut toată treaba. De exemplu, aveam zile în care nu făceam curățenie la păsări sau la porci. Da? Deci încă mai este de treabă. Deci nu se pune problema, dar totuși, mamă, de câtă carne aici, tati. Câtă carne avem noi aici. Băi, făcut socoteala, trebuie să fie vreo 1000 și ceva de dolari. Dacă ar fi treaba asta, ar fi mai bine și să mai vină și pe ceilalți doi. Să strângem bănuți de mașină, vă spuneam eu. Mi se pare mie, dacă nu mă înșel, undeva la 2400 de dolari o mașină din aia. Dacă aș vinde porci, bine, să-mi cumpăr și alții, asta ar însemna să mai investesc undeva la 1200 de dolari în 4 porci pe care i-am tăiat. Am tăiat doar 2, dar urmează și alții 2. Deci ar fi un pic de treabă, mai am un pic de treabă, ca să iau duba. Și pe aceea, când vinem cu duba, vinem frumos 4 purcei odată, 4 vaci odată. Mă gândeam eu să fac 10 vaci, atâta să dau ferma mea, pentru că probabil dacă aduc mai multe, ca să le mult pe toate, m-am valuat ceva timp. Dar asta înseamnă și bănuți. Da? Pentru că
una e să mulgi, cum am eu acum două vaci și îmi dă ceva lăptic, alta e să mulg 10 vaci. Ia să facem o șmecherie aia odată. A, ah, am lăsat. Așa, tati. A? Ah. Hai mă, că mai facem și noi câte o ghidușie de asta. Da, mamă, câtă grămadă, și încă n-am terminat. Încă n-am terminat. Mamă, și mai și acolo. Ia. Și mai și aici. Așa, tati. Stai că dite mai... Mamă, câtă grămadă am de carne. Sper să prind deschis magazinul, să nu închidă doamna, dar știu că pe filmare chiar a fost o chestie în care doamna n-a plecat. A stat ca la bar până la ultimul client. Dar e un client important aici, că uitați-vă și voi câtă carne furnizez. E, toată afacerea este cu porci. Deci toată afacerea este cu porci, de asta vă spuneam că vreau să umplu, deci acum acum 3 celule cu 3 celule, sunt 6, 4, vreau să le umplu cu porci, 2 cu păsări, pentru că vreau să vând și de acolo carne de pasăre, cocoșii au undeva la 100, dacă nu știu, 120 de dolari. Este și acolo un bănuț grămadă, da? Nu mai vorbim de ouă și nu mai vorbim și de lapte. Deci toată treaba este acum pe bine, pentru că am muncit din greu, am și vânat, ați văzut, mai vânăm în continuare, dar nu mai este principala sursă de venit vânatul, ci principala sursă de venit este ferma în sine. Opa, ce-am făcut? Ia să întâmplă aici dacă mai a început și ploaia, stai să scoatem carnea de aici să nu ne ude. Hai să ducem direct la vânzare, nu mai aruncăm de acolo până acolo, că n-are rost. Așa. Dați-vă și voi câte carne avem aici și încă nu e toată strânsă. Ceasul este 6:24. Sper doamna să ne lase și pe noi să ne facem treaba până la capăt. O dată. Și o dată. Da, hai că am adus-o cât de cât mai... Și dacă fac așa... A, este așa. În aproape, în aproape, o duc până la locul de vânzare. V-am spus, asta nu că neapărat că nu-mi place, dar e puțin cam plictisitoarea asta cu căratul cărnii aici. Mai ales acum că este multă. Gândiți-vă ce se va întâmpla când o să vin cu 4 porci odată. Va fi un întreg măcel aici. Deci o să car aici la carne de... Ia uite. Să vă și ce e aici, câtă mai stivă avem. Dă drumul aici, tati. Dă drumul că grăbește încet, că mai avem ceva treabă. Trebuie să vă spun să ajungi acasă ca să mulgem văcuțele. Văcuțele mulgem seara și dimineața. Dacă la ouă nu e problemă, că adunăm și mâine. Le-am adunat pe alea fecundate. Vă spuneam eu că dacă te duci undeva până în ora 4, la mine cam la ora 4 fac găinile ouă. Dacă te duci până în 4 și apar acolo 4-5 ouă, alea trebuie luate. Am luat 4 ouă. Le-am pus în ovoscop, 3 au fost câștigătoare, adică au avut embrion, unul n-a avut, unul l-am pus la vânzare, 3 le-am pus în grajd, acolo la păsări, da? În hambar. Hop. Ia. Dați-vă și voi ce avem noi aici, ce avem noi aici, mamă, și câtă carne, sper să nu închidă doamna, să ne închidă în nas. Văd că pe ușă scrie tot open. Hai să luăm pe asta mai departe ca să câștigăm timp. Hop. Și gândiți-vă că mai am încă 2 porci. Mai am încă 2 porci și o să fie și acolo problemă. Dar o să-i duc și pe aia să-i vând, dar probabil că ori în afara filmării, ori o să-i duc, o să-i pun direct aici tranșați, ca să nu mai facem episodul mai lung. Pentru că acum vă spune, uite ce e aici. Uitați-vă și cât e grămadă, băi. Hai că mai am 3 bucăți, doamnă, și vă rezolv. Plecăm și noi acasă, liniștiți. Lasă-o jos, frate. Lasă. Deci nu mai... Ajung cu rămada până la tavan. De care, hai că mai una. Sper, uite, a căzut și în afara... În afara... Marca, hai că mai e o singură bucată, doamnă, și... Și am plecat. Vă mai deranjez. Dați banii frumos. Ia să ne uităm. Ia să ne uităm. Sell. 1820 de dolari. Ce mai vrei? Avem deja 2100. Băi, că am putea să ne luăm. Hai să închidem, că deja, uite, doamna
a stins lumina pe aici, hai să o lăsăm pe doamna să plece, să plece și acasă liniștită. Noi mergem să ne nu, mergem să mulgem, să mulgem văcuța, trebuie să adunăm și cele trei bucăți de care de acolo. Stai mă, să aprindem și noi lumina. Mergem așa pe... Mamă, a început și ploaia. Undeva lângă o stâncă, parcă am zis noi că am lăsat trei bucăți de carne. Așa la trei bucăți înseamnă undeva la... $100. E bun acolo, se adună. Mamă, deci nu văd nimic. Uite carnea. Hop. Dacă nu mai văd carnea. Deci am în spate. Hai să o luăm și pasta aici. Dacă mai găsim ceva pe în fermă acolo, niște ouă, niște ale, ne întoarcem la magazin. Vindem, facem 2400 și mergem și ne luăm duba. Deci nu facem altceva decât ne luăm duba. Deci gata, m-am hotărât. Cu ce găsim pe în fermă. Eu zic că strângem undeva la 300 de dolari. Din lapte și din ouă, sigur, strângem treaba asta. Și din... Opa! Mamă, și grăbesc. Și dimineață când ne trezim, mergem frumos la, la magazin și ne luăm dubiță, tati. Chiar că, doar că o să rămânem fără, fără bani de investiție, să zic așa, da. Avem cei doi porcușori. Dacă îi vindem și pe aia și luăm și pe aia 1500, uitați-vă și voi ce hambar lung am, tati. Ce hambar lung avem aici. Da? 40 de dolari, lasă că se mai adună. Acum dacă s-a populat un pic hambarul, avem foarte multe animale, adică și porci și vaci și alte chestii și păsări, se consumă cam repede mâncarea de aici. Este și normal, dar am scăpat măcar să mai cărăm de la magazin. Aici puișorii stau bine, au mâncat. S-au culcat vacile, băi, fratele meu, de capul meu. Scuze, fetelor, dar vă deranjez, dar trebuie să vă iau lăpticul pentru că avem nevoie de bănuți. Pentru că trebuie să ne luăm și anume duba, tati, duba. V-am spus, mai este de construit și radio, la postul ăla, releul ăla radio, dar asta e plină, punem mâna asta. Și cealaltă, unde doarme, mă? Asta am mult s-o parcă, și unde o bacă? Hai deja înăuntru aia. Asta am mus-o, mă? Am mus-o, dar problema este că vreau să o bag și pe asta înăuntru. O să găleat aici deocamdată. Vino, dragă, de ce stai în ploaie? Vino cu acest. Mamă, 22, zice, ăsta, a 10 ne-a prins pe drum, dar... pe afară, fapt, nu pe drum. Dar este, așa e, la fermă. Stai, mă, înăuntru, iute, mă. Iute, mă, ce rea e. Odată tu, odată tu. Așa, stați aici. Ia vină cu acea, dacă și tu ești mecheră, să-ți iau și ție. Nu, tu, nu. Ce te-ai băgat tu aici? Ia. Să lăm și asta lăpticul și mergem la culcare. Și la ziua, v-am spus, mergem la magazin, vindem tot ce avem pe aici. Porcușorii mai lăsăm să mai trăiască o zi. Gata, fata, gata. Aolea, m-a băgat în ăsta. Păi și cum este acum? Cum este eu de aici? Cum este eu de aici? O mic băguleț. Stați așa. Păi dacă iau găleata de lapte, ia. Pleacă văcuța, eram sigur. Așa văcuța. Se mai întâmplă și eu am găsit acolo în colțul ăla. Nu știam de unde lumina e așa puternică. Odată aici. Stingem lumina de aici. Gata, fetele, noapte bună, toată lumea la culcare, stingem și noi, uite bă ce lumină avem aici. Stingem și noi lumina aici, ne dăm jos și mergem la culcare. Hop, și astăzi dimineață când ne trezim, mergem și ne cumpărăm duba. Da, am aproape de miezul nopții, am fost foarte vrenicuți astăzi, dar ne facem cu toată treaba. Ia să vedem cum stau lucrurile la păsări. Să adunăm frumos ouă. Avem și cărnița asta aici. Mâncare trebuie pusă. Hai mă. Acolo e apă, scuze. Nu știu de ce nu vrea. Și avem și o gata. Mi-am luat mai multe găleți. Cu gândul să le umplu cu apă. Ca să nu mai mă chinuie. Da? Mamă, toate sunt fatine. O să le pun mai mâncare și o să le pun apă după aia.
pe să nu moară. Dacă mor, asta este, le dăm, le vedem. Da, mă interesează în primul rând coșul de ouă. Care încuiat ușa. Dacă trebuie, avem aici un ou, vă spuneam că din alea 4 au fost doar 3 câștigătoare. Adunăm ouă, mulgem vaca și ducem laptele și după aceea repede la magazinul de mașinuțe ca să ne luăm și anume dubița. Uite ouă aici, uite ouă aici, $6, $6, $6, $6. Da. Mergem mai departe. Ia uite aici. Da, vă spuneam eu că îmi place mai mult treaba cu așa, pentru cu aceste cotețe, pentru... Opa! Opa, a scăpat coșul din mână. Ce ai făcut, Bobiț? Ai spart toate ouăle, ai făcut-o... îmi place foarte tare treaba asta cu sertarele. Deci față de... Mai era un tip de coteț, ăla mai înalt, dar ăla trebuia să intre acolo și să aduni. Mi-mi place mai mult treaba cu sertarul, pentru că e mai simplu de cules. Ia uite, coșul nostru prea pe s-a făcut jumătate de atâtea ouă. Hop. Așa, tati. Da, am adunat-o și cu 100 aici avem frumos și pot să punem și lăpticul, după ce ne mugem pe vaci, bineînțeles. Vă spuneam că, uite, acum deja avem o grămadă de treabă, s-a făcut 9 deja și încă noi avem treabă de făcut. Hop. Deci mugem și vacile. Vedem și cum se treaba la pui aici înăuntru. Ia uite, deja avem în coș deja câțiva pui iar. Ia uite, încă doi. Asta frumos să fie aici. Ia uite, cum apar ei. Pac, 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 pac. O să fac încă unul aici cu păsări. De fapt, pe partea asta ca să fie simetric. Pe partea să fie cu păsări și după aceea încă două cu porci. Adică o să avem... Ce facem asta? Am prins-o în direct când se și anume pârțe aici. Hop, 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 hop. Scuze. Ia, așa mai încet că... Nu, dar mă și grăbesc, dar... Așa, tate. Ai pus gata chiar în balică, frate, aici. Hop. Și pasta la altă. Stai puțin, fetiță, că avem treabă și cu tine. Și cu banii strânși și direct la magazin ca să luăm... celebru camion, după ce este acolo. Gata, tati. Gata. Poftiți afară, hai. Plimbarea cu voi. Hop. O luăm pe prima. Chidem ușa, că astea sunt... Stați-vă, ce fermă avem noi aici. Băi, și nu m-am uitat. Păi speca în cap, dacă nu trebuie să mutăm mașină la altă mare. Adevărul că le-am pus și eu cam... împrăștiate, dar nu-i problemă, că arăjăm un pic. Nu, stai acolo. Așa, tati. Sper să încapă și a doua... Ia. Cu lapte. Hai că am văzut un verde, please. Așa, nu mai închidem trapa, nu-i problemă. Ia uite, făcut aici și cu nasul. Avem combustibil, avem. Mergem la magazin, vindem lapte, carne și ouă. Bine, carne de vânat. Și ne luăm leduba, ca să mergem cu 4 odată. Dar nu putem să o inaugurăm pentru că încă nu avem banii necesari. Dar în episodul următor vindem frumos porcușorii și ne luăm și încă 4. Ne luăm și văcuțe și cu găinile de acolo, frate, chiar nu mai ducem lipsă de bani. Chiar dacă ne-ar vedea bunicul, cum era povestea la început, ce fermă am făcut noi și câți bani facem cu ea, s-ar fi bucurat foarte tare. Dar am muncit un pic la treaba asta și sincer sunt foarte, foarte mulțumit de cum a ieșit. Da, pentru că vă spuneam eu mai multe ori, am spus că ferma deja se autofinanțează, să zic așa, pentru că avem ceva bani, producem bani fără să mai fim nevoiți să mergem prin pădure, să alergăm după, ia zic frate, să alergăm după căprioare. Da. Bună doamna, laptele poftiți că e cald, acum l-am adus. Bine, laptele de vă 2-3 zile pe acolo, dar dacă punem unul peste altul, probabil că se îmbrânzește, se face un fel de iaurt, dar nu e problemă.
Așa e jocul. Avem și ouă și avem și niște carne de căprioare ca să fie toată treaba bună. Vedeți acum cât bănăret fac. Hop. O să merg cu mașina asta mică până acolo și o să o las acolo. Magazinul mă întorc după ea. Nu e problemă. Dacă ne uităm frumos aici, 495 de dolari, ceea ce e bine, carne 100, ouă 150 de dolari și lapte câte 120. Este pe bine. Hai să iau astea de aici, să le punem înapoi în mașină și să mergem să ne luăm duba. Nu o să customizăm pentru că nu avem bani, doar o să cumpărăm. Parcă 2400, dacă nu mă înșel. Dacă mă înșel, va trebui să amânăm achiziția ca să pentru episodul următor. Dar sper eu, parcă așa am ținut în minte, că e 2400. Ia. A început și ploaia în celebru joc, bineînțeles că mai mult ploaie. Bine, putem activa cu furtun cu astea, dar nu vrem. Hai, tati. Mamă, ce emoțiune să am pentru că mergem să ne luăm camionul, tati. Duba, prin ploaie, uite. Bine, n-am văzut cu jeepanul care are frumos acoperiș și toate alea. Merg cu asta. Asta este. Uite, de ce nu merg eu pe drum? M-am uit pe aici din inerție, poate mai găsim vreo căprioară, vreun ce, vreun urs. Să luăm și noi un bănuț, dacă e ceva să ne rămână și nouă de buzunar. Pentru că dacă ne luăm duba, ia. Bă, departe magazinul ăla. Uite, ce spuneam eu. Păi dacă ne iese în față, nu putem să o lăsăm. Sper să-mi cap în mașină acum. Am plecat și eu ca zgârcea cu rablamentul ăsta. Puteam să... Ia, stai să vedem. Una a mers aici, dar astea două merg aici? Ce n-am plecat eu cu aia mare, nu știu. Să punem întâi astea. Ia. O păcălesc? O păcălesc? Cum să nu o păcălesc, mă, tate? Hai, mă, că avem și cu 100 de dolari acolo să fie. Băi, deci cât ai zgârcea să, frate, tot adună ăsta. A, tate, că am ajuns la magazin. Prin ploaie. Ia. Hop, așa o parcăm. Ups, mamă, ce parcare am făcut exact pe Lidie, frate. Ia. Salut, nenea. Ia să-mi dai tu o mașină de aia șmecheră. Să vedem. Deci, asta, pick-up-ul l-am luat deja. 2300 chiar. E, mai bine. Mai bine, tati. Gata, tati. Ne-am luat dubita. Mersi, nenea. Mersi, nenea, ești de treabă. Pentru că avem... Ia, tati. Ia uite duba, tati. Ia uite duba. Ia uite duba. Ia, mă, poate să facem o culoare. Îi dăm așa o culoare roșie ca asta mică. Ia să vedem. Mă lasă. Ia uite, tati, că mi-a luat dubiță, tati. Mi-a luat duba să te... Ia. Dacă o fac... Vreau să o fac roșie. Cât mă costă? 50 de dolari. Hai, mă, tati, dăm. A făcut-o roșie? Ia. Păi cum mi-a luat banii pe ea și mi-a făcut o roșie? Ce culoare a făcut? Ops! Ia, dacă ne uităm... A, putem să ne uităm și înăuntru. Ia, tătate. Opa, am dat-o în stâlp. Da! Ia, ușor, ușor. Ia, tati. Ia, da, ia, stai așa. Ce-a făcut? Ia, tati. Băi, deci mi-a luat banii pe ea, dar nu mi-a făcut culoare roșie. Ha? Mi-a luat banii pe ea? Mi-au luat banii, 280 de dolari. Hai, lasă-o și albă, nu-i problemă, mai vopsim noi după aia. Ia uite, tati, ce dubiță avem noi. Ia uite, tati. Deci cu asta putem să cărăm acum 4 porci și 4, cum îi spune, 4 văcuțe. Mergem frumos să ce să o alimentăm, că are combustibil, dar să fie fuleanu. Și gata episodul, pentru că am făcut o grămadă de trebușoare astea. Ne-am luat și anume duba. Ia. Ia să băgăm și gazolina. Ia. Are rezervă mai mare, dă seama că bag mai mulți dolari. Gata.
S-a făcut și fulea, nu? Ia. Ia uite, uite mă, s-a rămas, ne-am lovit, a rămas așa. Bun, păi cam atât pentru asta, s-a făcut o grămadă de treabă, în sensul că mi-am luat dita mai dubă, tati, că acum ne ajută frumos la fermă să cărăm cu ea animăluțele, deci patru văcuțe putem lua odată, patru purcei, stăm bine, stăm bine, de acum încolo jucăm pe cai mai. Bun, cam atât pentru asta, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, un sincer și călduros, salut!